Te salut, Mari. E pitit. Mai că nu te văzusem. Dar nu că ai slăbit. Nu că, te, nu că ai slăbit, da. Pe la ce bine merge cu noi. Ok, suntem gata? Ok, bună ziua, mulțumim în primul rând pentru prezență. Cu siguranță nu mai e o surpriză pentru nimeni sau o necunoscută. Petrolul va aborda partea următoare a sezonului cu un nou staff tehnic. Am să las pe domnul președinte Marius Stan să vi-l prezinte pe domnul Costel Enache, nou antrenor al echipei noastre, și să vă spun împreună gândurile cu care vor porni la acest nou drum. Domnul președinte. Bună ziua. Sper să fie un moment de bun augur. Niciodată o despărțire de cineva nu e bucurie, pentru că ea se produce dacă lucrurile nu funcționează. Și la noi, din păcate, o recunoaștem, lucrurile n-au funcționat. Sunt departe de a fi așa cum ne-am dorit noi. Ne-am fi dorit acum să fim la o cupă de șampanie a bucuriei, nu una amară, cum o să bem după un par de șampanie, dar pentru noi e puțin amară. Ne-am fi dorit să avem punctele măcar aproape de cele pe care ni le-am propus, dar încercăm să uităm, încercăm să ne facem planurile pe mai departe, astfel încât, într-o formulă nouă, să putem remonta ceea ce se poate remonta până la sfârșitul campionatului. Mă simt dator să vă spun că am avut o serie de ședințe încheiate cu o concluzie. O concluzie care trebuia să fie concluzia de la bun început a colaborării noastre, cel puțin a mea, cu clubul din Ploiești. Președintele, în sfârșit, are prerogative 100% și nu vreau să mai dezvolt, să mă întorc în trecut, dar din momentul de față, prerogativele îmi vor fi respectate, vă spun cu mâna pe inimă și aici, în fața dumneavoastră, în momentul când se va întâmpla altfel, am renunțat și nu renunț pentru că sunt lipsit de curaj sau laș, renunț pentru că am convingerea că fără respectarea unor principii clare, sănătoase, în activitatea asta nu se poate ajunge nicăieri. Adică nu se poate ajunge la o performanță adevărată. Mi-am asumat în ședințele pe care le-am avut, atât cu în ședința AGA, cât și la întâlnirile cu fanii. Am avut aici o întâlnire interesantă, întâlnirea cu membrii fondatori. Am spus că îmi asum în totalitate responsabilitatea obținerii promovării în acest campionat. Dacă nu se va întâmpla așa, aveți un paratrăznet, aveți în cine să dați, pe cine să huliți, să înjurați, pe mine. Și atât. Plecând de la premiza asta, am cerut să stabilesc colaboratorul de pe banca tehnică, cel la care ne-am oprit, este cel care este alături de mine, Costel Enache. Și mărturisesc că a fost alegerea mea, vă poate confirma lucrul ăsta, încă de astă vară. Din mai multe motive, colaborarea a fost amânată. Sper că acum, în ceasul al 12-lea, pentru că nu este ușor, ceea ce ne-am propus împreună, nu e ușor de realizat, realizăm, plecăm cu un handicap, dar suntem încrezători că vom realiza obiectivul pe care ne l-am propus. Un obiectiv care rămâne același, promovarea, nici nu se poate gândi altceva, situația nerealizării obiectivului, încă o dată mă simt dator să spun, demisia mea este deja dată, nu e niciun fel de problemă, același lucru se va întâmpla și cu Costel Enache, care va avea un contract clar stipulat, obiectivul de promovare. În cazul nerealizării, contractul rămâne a fi rediscutat. Mă opresc aici eu și vi-l las pe Costel să vorbească și după aceea să-i puneți întrebările pe care doriți dumneavoastră să le puneți. Da, bună ziua! Eu nu știu ce să vă spun, pentru că bănuiesc că fiecare aveți curiozitatea voastră. Aștept să vină întrebări de la voi și cu cea mai mare sinceritate o să încerc să răspund scurt, dar explicit. Așadar, alții întâlnim cu nume aici la Petrol, domnul Leo Grozavu, domnul Stoican puțin mai devreme, cu același obiectiv promovare. Deci și nu au putut face acest lucru. Cu ce vine Costel Enache ca să aducă bucurie aici la Ploiești suporterilor acestei echipe?
Lucrurile ar fi minunate dacă am putea explica cu două, trei cuvinte ce e de făcut. Sunt foarte convins că ceilalți antrenori, colegii de-ai mei, au făcut tot ce le stă în putință și au avut argumente pentru obiectivele lor. Eu am un argument foarte bun în dorința mea de a munci corect, onest, și cred că argumentul de bază este calitatea staff-ului cu care lucrez. Sunt oameni care mă completează foarte mult, sunt oameni de care mă ajut și lucrurile astea le putem aduce ca un plus în club. Mă bazez foarte mult pe emulația din jurul acestui club, energiile pe care le poate aduna clubul. Sunt convins că ele pot fi direcționate spre partea pozitivă și atunci cred că ăsta ar fi punctul forte. Personal, am stat două luni acasă și sufăr după Liga 1, iar în Petrolul am găsit un mijloc real și corect de a ajunge din nou în Liga 1. Mă văd și eu un pic responsabil pentru ceea ce se întâmplă, pentru că vreau să par un om responsabil. Mi-am asumat un lucru destul de greu, dar un lucru realizabil din punctul meu de vedere. Matematica este una alternativă pentru noi în acest moment, adică statistica și calculul matematic real nu ne dau șanse extraordinar de mari, dar fotbalul are calculul lui separat și eu consider că cele 6 puncte până la primul loc promovabil pot fi recuperate. Încă o dată spun, nu va fi ușor, va fi foarte mult de muncă, avem nevoie de fiecare om care poate aduce ceva energie și ceva pozitiv în munca noastră. Spuneam ceva de staff, putem completa cu cine vă Da, am discutat destul de mult. În continuare, Mihai Ștesca va rămâne în partea de pregătire portar pe specific. Alături de mine vor fi Cătălin Munteanu, care este colaboratorul pe care mă bazez foarte mult și omul care mă completează și îmi dă un echilibru, iar din punct de vedere fizic, Alessandro Cittadino este omul pe care l-am descoperit la ultima generație de la Coverciano, i-am studiat CV-ul și suntem de mai bine de un an împreună. Avem o filozofie comună și asta este foarte important. Plec de la ideea pe care ai anunțat-o, domnul Stan, mai devreme, că v-a dorit de la bun începutul acestui campionat. V-a mânat curiozitatea să vedeți jocurile echipei, să vedeți... Da, cu siguranță. Cu siguranță. Da, cu siguranță. Ce de discutat la lot? Ce impresie v-ați făcut până acum? Discuțiile noastre au fost despre fotbal, nu neapărat despre un proiect la Petrolul. Apoi, când lucrurile au început un pic să fie tulburi, am mai discutat și din planul ăsta. Ideea este că după foarte mulți ani din care n-am mai discutat, astă vară, implicându-se în fotbal, am ținut o legătură, să-i spunem, nu neapărat pentru o colaborare, dar pentru a face un schimb de opinii, de experiență, din moduri diferite de a vedea lucrurile. Apoi lucrurile s-au mai dezvoltat și comunicarea noastră a fost din ce în ce mai desă. Urmăresc Petrolul ca oricare om implicat în fotbal. Nu neapărat că știam că o să ajung aici, sub nicio formă. Am urmărit mult din ce s-a întâmplat la Petrolul în ultima perioadă, de curiozitate pentru că echipa, clubul este foarte bine promovat, apoi pentru că relația noastră s-a strâns foarte mult. Nu vreau să fac o analiză, pentru că nu este corect față de ce s-a întâmplat. Nu e dreptul meu și nu sunt în măsură. Pot să-mi fac o autoanaliză, dar o analiză al cuiva nu stă în dreptul meu și nu vreau să fac. Vreau doar să apreciez consecvența cu care Flavius a muncit și a crezut în visul lui și în destinul acestui club. Din păcate, lucrurile n-au mers așa cum și-ar fi dorit fiecare dintre noi. Întrebarea a fost doar dacă v-ați făcut o impresie. Dar contextul poate fi unul de moment sau unul nerealistic, pentru că fluctuațiile pot apărea. Nu știu ce s-a dorit și de asta vreau să spun că doar am văzut meciul, nu am făcut o analiză. Astea, aici la proiect nu se vrea decât un singur lucru. Deci nu ai ce să întreb ce s-a dorit, nu știu ce s-a dorit. S-a dorit promovarea.
antrenor? Cu toți am așteptat mai mult de la Petrolul, categoric. Mă așteptam un pic mai mult la partea ofensivă și aici cred că jucătorii au rămas un pic datori, pentru că dacă de organizare defensivă chiar suntem noi responsabili antrenorii, ce vorbim de moment ofensiv în afară de o inițiere sau un mod de a construi atacurile, restul rămâne la personalitatea, calitatea, inventivitatea, creativitatea și implicarea jucătorilor. Cred că aici s-a pierdut în partea ofensivă, cu goluri mai multe marcate, sigur numărul de puncte ar fi fost cel real cu obiectivele clubului. Fotbalul îl privim din foarte multe puncte de vedere. Noi doi, dacă stăm de vorbă și ne uităm la un meci de 0-0, putem avea opinii diferite, dar amândoi putem avea un argument solid. Eu aș spune că am văzut două echipe preocupate, foarte bine organizate. Dumneavoastră puteți să spuneți că n-ați văzut puțină inventivitate, n-ați văzut nimic, personalitate ofensivă la jucători și amândoi avem dreptate. De asta aș spune că nu știu ce ne dorim mai mult, spectacol frumos sau eficient. Spectacol eficient. Da, știu, toată lumea își dorește asta, dar gândiți-vă că sunt cluburi cu o tradiție mai mare decât a noastră, sunt cluburi cu potențial mai mare și realizează foarte greu lucrurile astea. În momentul ăsta, cred că pentru mine, sunteți de acord că obiectivul de bază rămâne eficiența. Dacă putem fi și eficienți și spectaculoși, asta e apogeul fotbalului. Domnul Costel, să vă rezum așa, ultimele două sezoane. Deci, acum un an am iernat pe locul 4, anul ăsta iernăm pe locul 8. Deci, exact cum spuneați dumneavoastră, ce credeți? Și vreau să vă mai spun ceva, dau din casă acum. Când a venit domnul Flavius Doican, i-am spus că promovarea directorul la meciurile de acasă. Același lucru vreau să vi-l spun și pe asta. Credeți că există o diferență între jocurile de acasă și cele de afară? Sau da. Puntele sunt puncte. Da, există. Noi trebuie să plecăm, în primul rând, eu fac diferența între sportivii care fac performanță și sportivii buni doar prin factorul mental. Foarte mare diferență între jucători nu o să vedeți în campionatul Ligii a doua. Jucătorii sunt undeva pe acolo din punct de vedere fizic, tehnic, tactic. Diferența o face factorul mental. Dacă înțelegem că noi trebuie să acceptăm duelul și faptul că cel mai important meci al adversarilor noștri este cu noi, dacă putem duce nivelul de implicare, atitudinea, determinarea la același nivel cu adversarul, categoric vom fi câștigători. Pentru că avem un lot de calitate, avem în spate energia suporterilor, lucrurile astea pot face foarte ușor diferența. Cred că factorul mental este decisiv la noi, nu neapărat tehnico-tactic, iar acolo este rolul nostru al antrenorilor să găsim argumente și mijloace, să capacităm jucătorii că atunci când intră pe teren, mintea, energia, sufletul să fie total pentru echipă. E foarte greu în ziua de azi și asta cred că este tot vina noastră a antrenorilor, pentru că n-am știut să facem, să educăm copiii în acest mod. Jucătorilor mai talentați le-am permis anumite escape-uri, pentru că știm că el este cel care scoate echipa în evidență sau va fi produsul care va susține bugetul clubului, iar lucrurile astea se revăd în activitate la nivel de profesioniști. Cred în continuare în comunicare, cred în argumente și cred că oamenii care au primit o explicație își pot crește nivelul profesional și mă refer aici la factor mental, pentru că eu cred că aici s-a făcut diferența, nu neapărat în tehnic-tactic. Domnul Leonac, echipele care au promovat sezonul trecut, Academica și Kingi, au avut aceeași bancă tehnică. Cele două echipe care conduc acum au parte de aceeași stabilitate la nivelul antrenorilor. Este foarte important acest lucru? Eu am remarcat altceva, iar partea asta cu antrenorii, cred că e bine să o vorbiți cu altcineva. Eu am remarcat un lucru, că echipele care au avut omogenitate în Liga a doua au reușit să facă performanță. Vorbim de Mioveni acum. O echipă omogenă.
Omogenă, da, să știți că diferența se face nu neapărat la calitate, se face din nou la factorul mental în două jocuri de baraj. Echipa cu experiență mai mare are prima șansă și asta s-a demonstrat. Clinceniu a avut 2-3 ani același lot, aproximativ același lot, dar un nucleu de bază cu care a evoluat și au reușit să facă performanță. Jucătorii buni, dar nu vârfuri. Mioveniu în acest moment e o echipă constantă cu un lot omogen și poate face performanță. Eu am constatat lucrul ăsta la nivel de lot. Acum la antrenori nu e normal să fac eu analiză. Domnul Enache a spus mai devreme de locul de baraj. Acesta e obiectivul cel mai la îndemână. Nu, am spus de primul loc promovabil. A spus locurile de baraj. Bun, locul 3 rămâne... N-am pronunțat. Cineva a întrebat că barajul în general a fost câștigat de echipa de Liga 1 și atât. N-am vorbit de locul de baraj. E o alternativă și aia, dar încă o dată, pe statistica veche, aș prefera să evităm aia cu un loc mai sus. Să înțeleg că vă gândiți la promovarea directă. Asta ar trebui să-și propună întotdeauna Petrolul. Și eu fac parte din familie, așa că asta e obiectivul. Ați fost la Arsenal cu Manchester City. Am fost. Puteți prelua ceva de acolo în pregătirea echipei? Nu. De ce? Nu. De ce? Chiar nimic? Nu, sunt lucruri... E imposibil să fur ceva. Ar fi foarte simplu să faci o chestie de genul ăsta copy-paste. Dacă un sistem de joc sau un model de joc ar putea fi copiate, le-am furat 4-3-3 al Barcelonei, principiile de joc a clubului, modelul de joc este universal valabil în media și îl descărcăm ușor, dar nu îl putem aplica, pentru că nu avem aceeași caracteristică a jucătorilor, sub nicio formă. Antrenamentul pe care îl face Arsenal în clipa asta nu poate fi aplicat la o altă echipă. E pentru nivelul lor, calitatea lor, modelul lor de joc. Noi trebuie să găsim resursele noastre. Tragem o linie, care sunt caracteristicile noastre, cu ce putem ieși în evidență, care este sistemul de joc pe care putem să-l aplicăm în concordanță cu calitățile jucătorilor. Putem fi ofensivi, putem fi defensivi, bun, și de acolo să ne dezvoltăm ceva. Adică, din punctul meu de vedere, lucrurile se personalizează pe indivizii pe care îi ai. N-am putea fura de acolo absolut nimic. La echipele pe care le-ai condus până acum, ai pierdut vreodată vestierul? Și dacă da, dacă ai știut în momentul când l-ai pierdut, că urmează să pleci? Nu, cred că nu. Am avut o... Nu, cred că n-a fost niciodată o problemă de vestiar. Întotdeauna am avut o comunicare bună, corectă și de respect cu jucătorii. N-am simțit adversități până acum în niciun moment, dar sub nicio formă n-am fost iubit de toți jucătorii. Este absolut imposibil lucrul ăsta. Am încercat să mă adresez în general la majoritate. Asta este modul meu didactic de a comunica cu un grup. Încerc să fac o evaluare a jucătorilor din toate punctele de vedere și încerc ca mesajul meu să ajungă la majoritatea dintre ei. Adică, să zicem că avem un grup în care lucrurile se pot dezvolta kinestezic, prin antrenament, efectiv. O să încerc întotdeauna să comunic informațiile acolo pe teren. Dacă avem un grup care primește foarte ușor informațiile vizual, o să încerc să explic la video cât mai mult. Lucrurile astea consider că mă ajută atunci când adresez ceva, să fiu înțeles de majoritate. Poate nu să fiu de toți, dar asta e imposibil. Timpul este foarte scurt în reluarea competiției. Va fi o încercare de a remedia total jocul Petrolului sau niște principii legate de ceea ce a arătat echipa și sub Flaviu Stoica? Nu e vorba de remediat, e vorba de a pune în aplicare o viziune. În general nu. Eu sunt omul foarte convins că fotbalul este un proces. Dar lucruri
sarcini de urgență se pot aplica în fotbal de la o săptămână la alta. Consider la un meci că ai stat foarte prost în tranziții, să spun. Ei, îți pui ca obiective de antrenament în săptămâna următoare lucrul ăsta și îl poți corecta. Ideea este că eu trebuie să fiu foarte inteligent și nu știu dacă o să fiu, dar o să încerc să descoper care sunt cele mai importante trei lucruri din procesul de antrenament care ne pot face să ajungem la obiectiv. Mă voi baza pe cele trei lucruri, pentru că vorbim de timp scurt, și voi încerca cu aceste trei lucruri să ne atingem obiectivul. Este imposibil să ajungi într-un proces de antrenament cu toate lucrurile. Mă bazez mult pe jucătorii cu experiență, pentru că ei deja ar trebui să gestioneze foarte multe din situațiile de joc și să vină cu experiența lor atunci când noi n-am reușit să punem în aplicare în antrenament lucrurile astea, iar ideile alea trei de bază să fie decisive în jocul nostru. Foarte de exemplu, fazele fixe. Am dat-o ca o idee. Da? Trei lucruri care ar putea să facă diferența. Da, eu vreau să completez că foarte mulți oameni de fotbal de la nivelul Ligii a doua apreciat drept bun jocul petrolului, însă au amendat pe de altă parte faptul că echipa a marcat foarte rar, un lucru foarte adevărat. Așa este. Statisticile sunt foarte bune, să știți, la toate. Da, am văzut, am urmărit toate statisticile. Statistica e o chestie destul de relativă, să știți. Iar când vă uitați la o statistică, uitați un lucru. Să vă uitați în opoziție. Chiar vorbeam cu domnul președinte, ne uitam pe o fișcă că suntem slabi la recuperări. Da, e absolut normal să fim slabi pentru că am avut posesia. Echipa a avut posesia, nu poți să o recuperezi cât ai mingea. E normal ele să fie într-o echilibru cu ceva. Nu revenim de ce ar fi principala preocupare în întărirea ofensivei în aceste condiții? Da, ar trebui ca jucătorii să vină, cei care vor face parte din lot, să vină cu ceva în plus. Personalitate în primul rând, pentru că am avut momente în care am crezut că au fost copleșiți oarecum de statutul de jucător la Petrolul, de așteptările suporterilor noștri. Personalitatea ne trebuie, puțină fantezie și creativitate și cred că lucrurile se pot dezvolta pe planul ăsta. Dar la fel de adevărat este că toate echipele care au jucat contra Petrolului deliberat au cedat foarte mult din teren, s-au apărat ultra-defensiv, foarte aglomerat, greu de bătut apărările astea în condițiile în care organizarea defensivă a devenit o preocupare de bază a antrenorilor din România. Mai e o chestiune foarte importantă cu venirea la Ploiești. Fanii Petrolului sunt foarte pătimoși. Cum e gestionat această presiune? Să știți că e singura întrebare de până acum pe care am anticipat-o. Am încercat să mă pregătesc pentru chestia asta și n-am găsit un răspuns logic și care să mulțumească pe toată lumea, dar în același timp să spun și adevărul. Am zis că atunci când va veni întrebarea, pentru că știam că vine, o să răspund spontan din instinct. Acum știți ce v-aș spune? Am trecut pe la cluburi fără suporteri și întotdeauna ne-am plâns că oamenii nu ne susțin. Ei, acum când noi avem, ce să facem? Sunt oamenii care probabil au dat naștere din nou acestui club, au pornit din nou energiile și motorul, bujia acestui proiect și atunci cred că suntem responsabili în fața lor să le întreținem plăcerile, visele, speranțele și dacă le putem deconta și cu rezultate incredibile, cred că nu o să avem niciun fel de adversitate. În același timp, știu că e o presiune uriașă din partea publicului, sunt un om deschis de comunicare, sunt un om onest și credeți-mă că n-am venit pe un salar mare, am venit să muncesc cu ceea ce pot face bine. Nu pot să fac promisiuni pentru că sunt la fotbal și aș fi naiv să fac promisiuni, totuși am să fac una. Preocuparea, energia și onestitatea mea vor fi garanții ale muncii mele. Restul, sunt atât de mulți factori încât aș fi copilăros să fac promisiuni. Dar cred cu adevărat în promovare. În factorii cei trei factori pe care ai enunțat acum, ai vorbit despre onestitate. Se întâmplă, se va întâmpla probabil, sau să dea Dumnezeu să nu se întâmple. În
Mulțumesc fiind, am plecat și de la Sibiu. Sunt omul care nu țin foarte mult la bani și nu țin la un statut anume. Țin la un statut personal. Poate niște lecții de viață m-au făcut să ajung la nivelul ăsta. Pot să dau multe exemple pe chestia asta, apropo, că mă gândeam în timp ce vorbeam, mă gândeam cum nu țin la bani. Nu, am plecat, de unde am plecat întotdeauna, am spus celui responsabil, în general președintelui, hai să desfacem contractul, nici nu mă interesează, care sunt clauzele, eu le semnez și plec pentru că nu mă simt în locul potrivit, nu mă simt util. Sunt părinte, sunt și bunic între timp, am niște valori socio-umane bine determinate, iar atâta timp cât copiii mei îmi spun că eu sunt un model, sub nicio formă nu m-aș vedea într-o conflict de genul ăsta, sub nicio formă. Dacă lucrurile nu se desfășoară așa cum ne dorim cu toții, deciziile o să fie la cei care au crezut în mine, care m-au implicat în acest proiect și așa cum au considerat că tu ești omul care poți să ajuți, tot ei o să considere, Costele, nu merge treaba. E ok. Da, înțeleg, îmi pare rău, putem lăsa loc de bună ziua, putem lăsa comunicare și întotdeauna lucrurile se vor desfășura pe această cale, de comunicare, nu de conflicte. Doar dacă apar invers. Eu n-am avut conflicte cu nimeni decât, să spunem, cu unele cluburi care au pus condiții. Am plecat fără niciun... și nici condițiile puse de ei nu și le-au îndeplinit. S-au dus, probabil, salariul din ianuarie, de exemplu, l-am luat în noiembrie. Dar nu știe nimeni lucrul ăsta, da? Ca să înțelegi. N-a știut nimeni lucrul ăsta. Sunt lucruri de viață, se pot întâmpla, rămân la mine. Și încerc să protejez lucrurile așa cât pot de mult. Îmi aduc foarte bine aminte la prezentarea lui Doamne Stoican, care spunea următoarele. Finanțatorul clubului numește președintele. Președintele pune antrenorul, antrenorul își alege jucătorii pe care are la dispoziție. Nu. Se va întâmpla și acum? Nu. Nu, antrenorul, eu sunt un om crescut în club. Reguli... Doamne, așa spunea, vă amintiți? Da, e un mod de a face lucrurile. La fotbal nu există bine și rău. Sunt doar viziuni, moduri de a pune în aplicare cunoștințele sau credința. Eu am comunicat foarte mult cu domnul președinte pe tema asta și să căutăm căile cele mai oneste. Am făcut un calcul câți antrenori au trecut în ultimele 2 ani. Dacă fiecare din noi am aduce jucătorii noștri, 8-10 jucători, clubul avea vreo 80 și ceva de jucători acum, sau fiecare antrenor venind cu a lui spunea ce să fac cu ăștia, nu-s buni, îi aduc pe a mei. Eu am propus și comunicarea a fost destul de bună aici și chiar entuziastă, un profil a jucătorilor care trebuiesc recrutați în proiectul Petrolul. În primul rând, ținem cont de specificul clubului. Fani pătimași. Oamenii ăștia, am urmărit, vor să vadă atitudine și determinare. N-am spus rezultate, n-am spus victorii. Atitudine și determinare. Poate fi un criteriu de selecție, un criteriu de recrutare a următorilor jucători care vor veni în club. Un profil psihologic, de exemplu, oameni care să aibă personalitate și să țină la presiune. E absolut normal să cauți așa jucători. E specificul nostru. Bun. Profilul ăsta creat poate aduce jucători indiferent de numele antrenorului sau de viziunea lui. Că fiecare antrenor își mai aduce unul, doi jucători care deja îi știu cerințele tactice, să spunem, și poate scurta timpul de adaptare sau de procesul de instruire, da, e valabil, dar nu omul care crede în schimbări majore, câte 10 jucători, loturi de jucători, nu. La fel de adevărat că modul meu de a vedea lucrurile nu sunt jucători buni și slabi. Sunt jucători care toți sunt buni, doar că ei trebuie puși în contextul corect, conform cu calitățile pe care le au. Dacă vrei să joci atac pozițional, nu aduci un jucător de contraatac care are nevoie de spațiu. Ok, are viteză,
dar contextul de joc nu-i va da situația pentru calitatea lui, viteză. Bun, noi aducem jucătorii anticipând ce vrem noi să jucăm în contextul adversității din Liga a doua. Aș adăuga, dacă îmi dați voie, chiar domnul președinte spunea de multe ori că nu este ușor să aduci jucători de această calitate, chiar Petrolul fiind la Liga a doua. Știți foarte bine, mai trebuie să vă spun eu, că principala calitate a jucătorului român este să fie liber de contract. Asta e principala. Avem categorii, lucrurile trebuie corelate, sportiv, socio-uman, financiar. Cu toți ne dorim niște jucători minunați. Unii sunt sub contract, alții au impresari în spate cu niște sume pe care clubul nu și le permite. Da, am ști să alegem cu toții jucători și nu noi oamenii implicați. Cred că voi ați fi foarte buni, pentru că voi urmăriți fenomenul mult mai complex decât noi. Toți avem idei. Nu vă întreabă. Nu sunteți însurat? Nu, nu sunteți însurat? Nu, însurat. Pe mine mă întreabă. Da, toate. Da. Ideea avem. E greu de pus în aplicare ceea ce am vrea cu toții să facem. Poate ne zici că îți place să lucrezi cu materialul clientului? Asta face diferența între un antrenor și un selecționer. Eu pot să fiu foarte simplu acum. Să am un sistem de joc și niște principii de joc. Vin cu ele, dar jucătorii nu pot aplica lucrurile pe care le pun. Da? Eu vin și găsesc un lot aici. Facem un scout asupra lotului, constatăm că noi putem să facem asta cu jucătorii ăștia și aplicăm lucrurile astea. Haideți să vă spun, așa am făcut întotdeauna. Ai făcut acum? Ce? În mare am vorbit. Știm așa niște idei. Niște idei de bază avem, doar că lucrurile la fotbal nu se fac cu idei de bază, se fac cu detaliile, da. Sau ați vorbit de echipă? Am vorbit și de jucători individuali. Dar pe de altă parte, domnul președinte, fiind situația asta puțin delicată să recunoaștem, iar obiectivul principal rămâne promovarea dumneavoastră, conducerea. Acum dumneavoastră, omul cel mai autorizat, ne spuneți. Veți face efortul și mai mari financiar pentru a aduce două, trei piese realmente de calitate care să facă diferența? Aici vă răspund simplu. Efort financiar în sensul ăsta nu vom face. Vom apela la inspirația noastră și la, zic eu, cunoașterea pe care o avem asupra fenomenului. Nu-ți garantează nimeni că aduce un jucător valoros. În momentul când spui valoros, deja acelui jucător îi oferi și un contract valoros. Și avem niște exemple. În momentul când tu rupi un echilibru în vestiar cu niște salarii disproporționate, în mod sigur în vestiarul ăla nu ai atmosfera propice pentru a pune în aplicare filozofia de joc a antrenorilor. Este cazul turului de campionat? Este și cazul turului de campionat, sigur că da. Ne-am confruntat cu situația asta. Ce aș vrea să vă zic pe subiectul acesta, un lucru interesant, îl dezvăluim așa din discuțiile da, noastre. Nu de nume, de, așa, de principiu, Cristi. Da. I-am dat lui Costel, i-am dat toate datele oferite de Instat, referitor la echipă și la jucătorii noștri. Nu i-am dat un raport sau o apreciere, o evaluare făcută de mine. O evaluare pe care eu am făcut-o pentru board. Ei, în momentul în care i-am cerut lui Costel să, în urma datelor și în urma vizionării meciurilor noastre pe care a apucat să le vadă și el, i-am cerut să-mi facă o evaluare proprie. Coincidență sau nu, că până la urmă ne-am uitat la fotbal amândoi, au cam coincis listele cu cei care n-ar trebui să mai facă parte din lot sau cei care mai merită o șansă să fie reevaluați. Undeva suntem pe acolo. Înseamnă că vedem, avem cam aceeași viziune despre fotbal și despre jucători în general. Nu intrăm în amănunte deocamdată pentru că suntem în... Când? Săptămâna asta e sarcina mea să am toate discuțiile cu toți jucătorii și să spunem la cine renunțăm din ei. Cât sunt, domnul? Mai mult de 10? Nu, nu. Mai mult de 8? Da. Cristi. Vor fi și contractele reduse? Contractele odată semnate e greu să le reduci, dar vom încerca cu unii jucători să recurgem și la metoda asta, pentru că trebuie să fie totuși un raport corect între ceea ce au dat și ceea ce li s-a oferit.
Iar din punct de vedere a ceea ce li s-a oferit acestor jucători, întregului lot, nu avem de comentat niciunul de aici nimic. Eu întăresc și spun încă o dată și e meritul partenerului finanțator, fără doar și poate. Condiții ca la Petrolul, eu personal nu am întâlnit. Nu am întâlnit până acum. Să intre salariul, drepturile financiare pe data stabilită, să nu întârzi o zi, să ai niște condiții pe care nu le au nici echipele de Liga 1, plecăm acum, spre exemplu, întăresc lucrul ăsta, plecăm în două cantonamente în Antalya, tocmai pentru a putea antrenorii să-și pună în aplicare și să se folosească de terenurile și condițiile cele mai bune de pregătire, să-și pună în aplicare strategia, filozofia de joc cât mai repede și cât mai bine. Cu meciuri mai multe decât de obicei, pentru că iarăși e important să omogenizezi o formulă, astfel încât pe 20 februarie, când începem, să începem pregătiți, să nu ne prindă nepregătiți acea dată. Până la plecarea în Antalya se va cunoaște... Obligatoriu, ne-am propus și asta iarăși e un lucru pe care, reprezintă un lucru pe care l-am stabilit împreună, da, ne-am propus ca măcar în proporție de 90%, în momentul când plecăm în Antalya, lotul să fie definitivat. E o dorință. Acum să vedem în ce măsură o realizăm, pentru că vor fi probleme, evident, și cu rezilierea unor contracte, acolo unde dorim. Știți că sunt jucători care se agață de contract ca de parașuta aia când se aruncă din avion. Spuneam domnule Enache că foarte mulți antrenori afirmă că asistăm la cea mai echilibrată ediție de campionat la nivelul Ligii a doua. Sunt de acord cu ei. Dovadă că sunt foarte multe meciuri imprevizibile cu rezultate total. Da, asta arată echilibrul de valoare a echipelor. Nu va fi ușor, așa este. Sunt foarte multe echipe implicate în partea superioară a clasamentului și dacă ai o luptă directă cu un adversar, da, te poți concentra pe lupta aia. Când ai atât de mulți adversari, e destul de greu să-i răpui singur pe toți câte unul. Deci mai depindem și de terți, să spunem așa. Eu cred că o echipă ca a noastră poate face un parcurs aproape perfect și step by step să depășim pe câte unul din adversari. Nu avem nici un prieten în timp, pentru că etapele sunt puține din punctul meu de vedere. Asta ne forțează să fim așa de inconștienți încât să credem acum că nu o să facem niciun pas greșit. În această situație, domnule Enache, și din punctul de vedere a dumneavoastră, e nevoie doar de jucători care pot veni ca pretinși titulari, care să aducă un aport deosebit pentru a câștiga aproape meci de meci? Din nou, chiar am discutat din întrebări, chiar regăsim așa lucruri foarte multe discutate. Spunea domnul președinte că vrem să plecăm cu 90% din lot. Da, putem găsi în ultimele clipe unul sau doi jucători care chiar să vină cu un foarte mare plus în media echipei. Vrem ca în cantonament să plecăm cu lotul de bază. Deci toți să aibă același nivel de pregătire, cu toți să participăm la proces de la început, în așa fel încât să fim omogeni. Să sperăm că nu găsim alți factori care să încurce planul ăsta. Apoi, referitor la faptul că trebuie să căutăm niște jucători. Da, avem un profil clar de jucători. Una din condițiile noastre e ca cei pe care îi recrutăm să vină în viziunea noastră cu statutul de jucători de bază. Adică vrem să creștem concurența și nivelul lotului. Asta este ideea. Vrem jucători care să fie jucat constant în ultimele 6 luni și vrem jucători pe cât posibil de la echipe mai bine cotate ca noi în acest moment. Sunt niște criterii. Cu siguranță că poți lua un jucător de la o echipă sub nivelul tău, dar jucătorul care reprezintă echipa aia, deci un lider, un jucător care are performanțe în ultima perioadă. Da. Avem niște criterii și cu asta am încercat să scurtăm o listă foarte lungă de propuneri. Dacă în momentul de față avea posibilitatea să cer 3 jucători, zic-mi 3 posturi, au obligatoare în echipă, care
trebui asta să sar peste șeful meu și să spun. Da, putem rămâne după, e o întrebare mai delicată pentru că ar arăta altceva. Am văzut că n-am avut, dar nu suntem singuri. Dar nu suntem singuri. Eu am, voi v-ați uitat de aproape de la teren, la TV, nici nu se vede careul de 11, de 16, dar cred că aia e problema. O să tragem liniile mai bine, o să fie mai evidente. Eventual o să facem un canal așa, să fie clar. Da. Jucător străin? Nu avem un criteriu la jucător străin, eu cred mai mult în jucătorul român. Un jucător străin, da, poate veni cu ceva în plus, dar cred că Liga a doua este una special. Este o ligă în care echipele se luptă și cred că e nevoie să aducem jucători care acceptă duelul și care sunt dispuși să se lupte. Și lăsăm pe aia străinii pentru la anul când suntem în prima ligă. Vorbim de ce aducem. Ce îi găsim aici e destul de greu să-i mai gestionez eu. Au contracte și vedem. Domnul președinte, ați declarat... Îmi place simțul dumneavoastră a umorului și ironia. Din păcate, eu nu, pot să, eu nu pot să fiu ironic. Acum ar trebui să vorbesc foarte... Deși să știți... De exemplu, Fabius a venit și a avut să știți că excepțional, adică dacă echipa a jucat la sfert, poate de cum vorbim. Bine că nu jucat la trei sferturi. Și la dumneavoastră este absolut senzațional să vă ascultăm vorbind, pentru că vorbiți coerent așa. Mulțumesc tare mult! Adică domnul Stan a declarat recent că, indiferent de situație, veți, la vară veți pleca. Da. Sunt faptul că oricum Petrol va promova. Nu credeți totuși că ceea ce ați declarat poate influența în mod negativ parcursul echipei? Deocamdată ce am declarat, cred și sper că a influențat în mod pozitiv. Pentru că, în sfârșit, s-au reglat niște lucruri, așa cum trebuiau să fie dintr-un început. Ăsta a fost, de fapt, scopul acelei declarații. În primul rând, de a trezi niște oameni la realitate. Să lase lucrurile să funcționeze la normalitate, nu altfel. Și atât. Despre ce facem la vară, să ajungem acolo, să promovăm și după aceea e de discutat. Oricum, contractul mă expiră la vară, e cu drept de prelungire, dar asta nu înseamnă că se și prelungește, așa că așa a fost semnat de la început. Nu ăsta este subiectul acum. Eu aș vrea doar să punctez la întrebarea de mai devreme. Faptul că jocurile sunt echilibrate, de fapt ăsta reprezintă șansa noastră. Pentru că dacă nu erau jocurile echilibrate, dacă nu se disipau multe puncte la multe echipe, astăzi de pe locul 8, cu 31 de puncte, vorbeam de campionatul următor în Liga a doua cu certitudine. Pentru că evaluând clasament statisticile din anii precedenți, pentru a promova direct de pe locul 1 sau 2, îți trebuia un minim de 80 de puncte, cam pe acolo. Ori noi acum cu 31 de puncte și cu 16 meciuri de disputat, câștigând 16 meciuri, toate, nu putem face decât 79. Deci vorbeam utopic de promovare. Asta e șansa pe care o avem. Și ne vom agăța de ea. Foarte mult. Asta a fost, mă rog, până la urmă, și în avantajul nostru. Parcă toată lumea a jucat pentru noi. Parcă. Și noi împotriva noastră. Domnul Nache, primele meciuri vor fi decisive? Da, categoric. Sunt convins că primele două meciuri o să ne arate direcția. Avem două jocuri acasă, două jocuri cu echipe, cu tradiție și cu forță în acest moment. Nu putem avea alt obiectiv categoric. Pentru toate meciurile, doar victoria. Începutul eu îl consider unul care ne poate da elan foarte mare și ne poate da încredere. Domnule Costel, i-ați dat drumul și lui Van der Sar, că eu am văzut meciul. Da. A jucat 73 de minute. În deplasare? De care meciul? De Inter, totul cu Juventus. Și returul 0-0 în Italia, da. Amândouă meciuri am jucat. Am rămas cu cea mai frumoasă amintire. O echipă incredibilă la Juventus. Și Van der Sar. Și cea cu... Da, l-a scos 1-0 la Petra. Da, iertați în comparația cu
cu toată nesimțirea și cu tupeul meu, nu putem să comparăm Terry Henry, Zambrota, David Olisek cu Costel Enache. Nu, e diferență foarte mare. Era unit atunci. Da, e și acum unit. E și acum unit, da. Pe ei? Da, normal, normal. Da, e o amintire plăcută și am simțit într-adevăr calitatea jucătorilor de top. Era o glumă oricum. Poate influența categoric, dar nu ne poate influența pe noi. Noi avem planurile noastre, organizarea noastră și targetul nostru, ținta noastră, obiectivele noastre. Da, ar fi un mare câștig pentru Rapid, dar nu înseamnă, nu înseamnă că ne dăm deoparte. Acum e foarte bine. Dacă aducem nume de așa rezonanță în fotbal, înseamnă că fotbalul încă prinde bine la oameni. Să aduce și jucători împrumutați, domnul Spa. Am vorbit și da. Treaba asta. Da, de ce nu? De la Astra, de la Sibiu, domnul Enache. Astra, Sibiu sunt implicate în continuare. Tragem linie azi, mâine, referitor la analiza pe care am făcut-o. Vedem care sunt posturile cu problema și de acolo plecăm cu lucrurile. Păi ideea era următoarea. Romariu s-a dus la UTA și a văzut prin campionat. A dat la, da, la da. Ce am discutat apropo de jucători, dacă pentru club este benefic să aducem jucători împrumutați. Filozofia clubului a fost ca să crească proprii jucători, să aducă anumite valori în dezvoltarea lor, conforme cu tradiția fotbalului ploieștean. În momentul ăsta, cred că pentru a atinge obiectivul, putem apela și la varianta asta, dacă soluțiile sunt într-adevăr wow. Petrolul are proprii jucători, dar nu prea sunt, sau nu prea au fost folosiți. Am spus, nu vreau să vă fac o analiză. Nu e dreptul meu. Wow, înțeamnă? Wow. Wow, chiar avem. Da. Sunt atâtea de multe, e foarte posibil, că noi la fotbal știm că 99% e cam egal cu 1%. În primul rând, toți, hai să terminăm și vedem după aia. Da, cred că putem găsi două, trei variante bune care să ridice nivelul. Domnul Stan, e posibil să se renunțe la Iunes sau e așa doar un zvon nefondat? Cu Iunes va fi o discuție pe care o vom avea împreună și vedem ce gânduri are și el. Discuție de ce? O discuție vis-a-vis de activitatea lui până acum. Evident că avem ce discuta, nu? Pentru că a fost adus să facă altceva, nu să marcheze goluri. Și lumea asta așteaptă de la el. Vedem care au fost motivele unor evoluții cu care cred că nu se poate lăuda nimeni, nu? Au fost destul de modeste. Adică mai modeste decât așteptările noastre. Două goluri în cupă. Motiv pentru care... Menache, mai am votat o șansă? Că bănuiesc că aveți ultimul cuvânt. Da, chiar din punctul ăsta de vedere am rămas impresionat. Comunicarea în club este una incredibilă. Ieri am stat la București toată după amiaza. Lucrurile se vorbesc foarte deschis și la un mod de comunicare agreabilă. Dacă cineva ar veni din exterior, nu cred că și-ar da seama cine e șeful acolo. Deci lucrurile se întâmplă cu un mod de dialog extraordinar de civilizat. La fel, am constatat că argumentul este cel care dă forța lucrurilor, nu statutul sau poziția din cadrul clubului. E wow, nu? La Iunes, dacă... Vorbim de Iunes, da, așa. Ideea este că am discutat mult și pe tema asta și, într-adevăr, toată lumea a arătat spre mine. Da, tu iei decizia finală. O decizie e greu de luat. Iunes reprezintă un nume important pentru clubul nostru. E un jucător cu un trecut și cu un statut foarte bun.
Ideea este clară și cred că și el e foarte conștient că nu a făcut un tur de campionat plus ce s-a jucat din retur, așa cum aștepta el cel puțin, nu ceilalți. Cu el e necesar, absolut necesară o discuție pentru a vedea dacă e ceva care îl reține. Poate ceva lucruri nu-i cad bine și atunci nici el nu se simte confortabil în acest proiect. E important să-l ascultăm, să spună opinia și să tragem o concluzie după ce discutăm cu el. Mai sunt întrebări? Ultima întrebare. Eu stau, vă sunt la dispoziție. Nu știu dacă... Exact ca... Interlocutor. Da. Oamenii de fotbal cu rezultate sunt născuți în ce zi? 11 martie? Dacă ne gândim la Biononi, da. Că el e născut pe 11 martie, da. Și Teo vrea să spună. Da. Nu știu dacă domnul Elache cunoaște o tradiție care a fost inițiată mai de mult la Petrolul. Într-o vreme s-a pierdut chiar și acum când a venit domnul Stoicar. Nu știu cum a fost cu domnul Cotan, că lipseam din țară. Și se referă tradiția asta la antrenorul care sosește nou la Petrolul. Dacă ați auzit de ea și dacă știți ce trebuie să facă. Recunosc că nici eu nu știu de ce sunt. Stați așa, să mă gândesc la ce-i mai rău. Să nu mă puneți să cânt. Nu, pentru voi, când sunteți dragi, eu vă cânt. Nu-i problemă, dar suferiți voi. Suferiți voi. Sunt echipe care botezul îl fac prin o melodie și un dans. Era să faci o întâlnire la o întâlnire la o masă. Cu mare drag. Vă sunt disponibil oricând, fără niciun fel de problemă. N-am niciun fel de adversitate. Nu credeți că e vorba de invitația noastră? Nu. Eu am înțeles că dumneavoastră ați înțeles că sunt surat. Dar să știți că am întotdeauna buzunarul de la spate care mi-e prieten. Da. Nu mai bine vă cumpăr câte un costum la fiecare, că ies mai ieftin. Cred că ies mai ieftin, nu? N-ai cum să te apropii. Unii nu poți să ieși mai ieftin cu costumul. Nu? Intră material mult. Și asta e o problemă. Dar nu, că nu luăm de piele. Am țesătură. Faptul că sunteți bunic la o vârstă așa fragedă v-a făcut mai înțelept? Nu. Tot împit am rămas. Aceleași lucrurile. Doar împart banii la mai mulți. Asta e. Hai să facem o poză. Mare une și pe scaune. Nu pe scaune, nu. Apropate cu aparatul de foto. Așa? Mai vedeți un pic ăla. Așa. Să știu mai jos, Marius. Așa. Okay. Și fără strânsul de mână. Și fără? Final, și fără strânsul de mână. Mă așteptam să mă întrebați. De 3 zile am învățat istoria clubului. Datele importante, cum s-au născut porecele. Da, am vorbit deja cu domnul Liliac. Din păcate, să știți un lucru. Eu știu că în momentul ăsta arde așa de tare încât eu depind de niște rezultate de moment. Azi, doar azi. Dar sunt educat profesional să fiu atent la copii. Am lucrat foarte mult în ultima perioadă, îmi plac copiii și îi apreciez. Cu mare drag. Și mai e ceva, domnul Ionaia. Să-mi plinesc 95 de ani de la